Forța Dreptei din județul Hunedoara a anunțat încă de anul trecut că Alina Mititeloae va fi candidatul partidului la primăria Deva. De curând și Lucian Maraș a anunțat candidatura la primărie susținut de organizația municipală a USR. Cei doi candidați fac parte din Alianța Dreapta Unită, o alianță electorală formată din USR, PMP și Forța Dreptei, iar candidaturile lor separate, chiar dacă sunt în alianță, a stârnit confuzie, dar și o serie de comentarii cu privire la lipsa de colaborare. În realitate, Alianța Electorală Dreapta Unită a fost creată doar pentru alegerile europarlamentare, deci pentru locale poate candida cine vrea, dar va fi ales cel mai bun, a declarat pentru Hunedoara 1 TV Pompiliu Crai. Sunt o confuzie. Alianța Electorală, că este vorba de o alianță electorală, a fost constituită la nivel național doar pentru europarlamentare. Între timp, la momentul respectiv, ne fiind serioasă opțiunea asta de a comasa alegerile locale cu cele europarlamentare, pentru că e clar anticonstituțională. Acum, dacă și dacă PSD-ul, PNL-ul vor forța nota și până la urmă vor emite un act normativ care să conștientească așa ceva, datele problemei se schimbă. De ce au apărut la Deva la cele două partide, la USR și la Forța Drepte, au apărut doi candidați? Păi este firesc, fiecare dintre noi susținem un candidat, ieșim cu un candidat, da? E firesc și normal, atâta timp cât nu există încă la nivel local o alianță care poate să existe sau poate să nu existe până la urmă, orice este posibil în politică. Asta însă nu înseamnă că noi la momentul ăsta ne încurcăm unii pe alții sau fiecare partid vine cu cel mai bun candidat sau cu cel pe care consideră partidul că este cel mai bun. Potrivit lui Pompiliu Crai, pentru optimizarea rezultatului pentru alegerile locale trebuie înființată o altă alianță, iar candidatul pentru primăria Deva să fie ales în funcție de rezultatul sondajelor de opinie. Candidat sau trei, poate vine și PMP-ul cu un candidat. În mod normal, noi susținem ca cei trei candidați, sau doi, sau câți or fi, să fie cântăriți prin sondaje de opinie la nivel local, iar cel care iasă în sondaje cel mai bine cotat să devină candidatul unei viitoare alianțe politice la nivel local. Nu trebuie privit că, așa cum, mă rog, a notat presa că USR-ul cu Forța Dreptei și cu PMP-ul nu se înțeleg la nivel local, așa și pe dincolo. Vom vedea după ce ne vom întâlni. Urmează o rundă de întâlniri în zilele următoare și unde vom vedea exact care, cum, unde ne situăm și ce vom putea face în viitor. Ce pot eu să vă spun? Pot să vă spun așa și la sigur cu actualul primar că nu-i va fi ușor în această campanie și că nu va avea contracandidat iepuri, ca să zic așa, adică care candidează doar formal ca el să poată să câștige un nou mandat. Cu siguranță opoziția locală va avea un cuvânt greu de spus și eu cred că cu un candidat unic vom câștiga primăria și Consiliul Local.